Te salut și mă bucur tare de tot că ești la un nou episod Dublu Sens. În urmă cu o săptămână, dacă nu mă înșel, de fapt o să fie mult mai mult pentru că noi înregistrăm cu ceva timp înainte, dar să zicem o săptămână, am făcut un poll pe YouTube și am vrut să vedem ce subiecte v-ar interesa pe voi, cei care ne urmăriți. Și unul dintre cele mai bine cotate subiecte a fost cel care se referă la înfățișarea exterioară, îmbrăcăminte, purtarea de bijuterii, tatuaje și modul în care un creștin ar trebui să aibă grijă de look-ul lui sau de modul în care arată. Mi s-a părut un subiect extrem de sensibil la momentul respectiv și am zis că poate ar fi bine să nu-l discutăm în cadrul podcastului pentru că există multe păreri. Dar la un moment dat am zis că dacă nu abordăm și subiecte care pot naște controverse la un moment dat sau pot naște și alte tipuri de reacții decât cele la care ne-am obișnuit, n-avem cum să progresăm și n-avem cum să răspundem la anumite nelămuriri. Pentru că ne punem întrebările astea, dar poate nu discutăm niciodată despre ele. Și cred că am găsit soluția cea mai bună ca să abordăm subiectul ăsta cu un om care a mai fost în cadrul podcastului Dublu Sens. Este, așa cum spuneam și data trecută, un mentor și un prieten, pastorul Ovidiu Băluță, căruia îi spun bun venit din nou într-un alt cadru de data asta, dar la același podcast. Mulțumesc, Adriel, pentru invitație. Mă bucur să fiu cu tine. Te-ai riscat un pic cu subiectul acesta. Da, hai să vedem ce este. E nici o săptămână când am găsit o glumă pe internet, chiar pe o pagină creștină, care zice așa, spune, de ce este păcat să te machiezi? Așa spune, de ce este păcat să te machiezi? Și răspundea, pentru că e posibil ca Dumnezeu să spună, pleacă de la mine că nu te cunosc. Că nu te cunosc, pentru că ești foarte diferită de cum te vedeam inițial. Și mie mi s-a părut pur și simplu o glumă, adică nu m-am gândit mai departe. O glumă foarte bună. Așa mi s-a părut mie. Acum, vezi, umorul e subiectiv, da. Am primit minim, și nu exagerez, 25-30 de reacții de la fete pe tema asta. Deci tu așa gândești? Deci okay. Tu consideri că nu ar trebui să ne machiem deloc? Sau tu consideri că ce e viziunea asta medievală, învechită, știi? Sau cum? Deci chiar au fost reacții serioase în zona asta. De-a vezi că nuanța reacțiilor erau tu așa gândești, adică da, erau stârnite de opinia ta, ceea ce spune multe. Da, e și asta, uite, nu m-am gândit la mi-ai deschis o fereastră nouă. Eu vedeam lucrurile, știi, ok, e o glumă și apoi, stai puțin, nu mă așteptam să gândești în felul ăsta sau nu mă așteptam să vezi lucrurile așa, dar stai puțin că nici nu știi cum gândesc, nu, adică e strict o glumă. Da, însă, uite, vreau de la început să fac așa câteva, să trasez un pic niște limite de demarcație pentru cei care ne urmăresc. Da. În primul rând, nu vorbim doar despre fete, pentru că de multe ori când se abordează subiectul ăsta, se consideră că vorbim pentru fete. Și mai ales vorbesc bărbați despre asta. Asta e cel mai trist. Un fel de... N-ai văzut că trendul acum este ca bărbații să... Se poarte tocul. Exact. Adică, chiar nu mai vorbim doar despre... Adică... Da, nu, n-ai văzut și epilare, și sprâncene, și gene, și buze, și tot ce vrea. Adică... Cercei și... Nu mai e unisex subiectul, nu mai este... Exact, exact. Adică așa că... Nu mai e ceva exclusiv fetelor. Da, corect. Da. Trăim... Timpuri mari, știi? Noi, vremuri noi. Vremuri noi, exact. Vremuri noi, probleme vechi. Da. 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 Însă ce am văzut acum, că se prezintă lucrurile din maniera asta a extremelor. Deci pe de o parte se prezintă chestiunea asta, domne, există o facțiune în cadrul creștinismului. Pentru că noi discutăm din perspectiva creștinului, nu din altceva. Okay. Deci vorbim din perspectiva creștinismului. Okay. Biblia pentru noi înseamnă ceva. Scrierile Ellen White, pentru că suntem adventiști, înseamnă ceva pentru noi. Da? Le considerăm inspirate și vrem să fim pe placul lui Dumnezeu. Cât timp nu vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, n-are sens prea mult să te gândești la subiectul ăsta așa cum îl vom vorbi noi acum. Deci vorbim... Dar poți dezbate din alte puncte de vedere, poate din perspective diferite.
Dar e bine că ai stabilit chestia asta, da? Adică ne raportăm la o valoare comună, la principiile creștinismului sau ale Bibliei și asta ne ajută ca să ne orientăm. Ok. Adică putem avea discuția asta cât timp pornim de la premiza că credem în cartea asta că e inspirată. Dacă nu credem în cartea asta că e inspirată, e momentul să închidem episodul. Sau să-l abordăm din o perspectivă mai seculară, pe care putem la un moment dat să mergem, dar aș vrea principal să începem cu treaba asta. Uite, extremele despre care vorbeam, eu le văd așa. Pe de-o parte, există conservatorii care sunt de multe ori numiți și legaliști și ei zic nimic. Că păcat, batic, da? Merg până la extrema în care se spune că nu bijuterii, înfățișarea exterioară naturală 100% și sunt considerați extremiști, da? Oamenii evului mediu. E o extremă pe care poți să mergi până la ultraconservatorism, în care judeci, în care etichetezi și oarecum îți construiești o identitate tu pe baza chestiunii astea. Pe de altă parte, există liberalii, cum sunt ei numiți, oamenii care relaxează principiile și spun că lucrurile nu mai sunt chiar așa. Adică Biblia a fost interpretată foarte multe secole la rând într-un mod conservator, ultraconservator. Societatea s-a schimbat, trebuie să ne adaptăm după societate, trebuie să schimbăm modurile de gândire, să vedem lucrurile altfel, să deschidem noi ferestre. Și atunci una dintre ferestre ar fi un fel de relaxare la nivelul subiectului ăstuia sau la nivelul principiilor de viață creștine, hai să zic așa. Ok, aș vrea să îmi zici dacă are vreo importanță înfățișarea exterioară pentru un creștin sau vorbim degeaba. Măi, nu, uite, Dumnezeu este preocupat de problemele estetice. Și dacă Dumnezeu este preocupat de treaba asta, mă gândesc că este un lucru cât se poate de stabilit și așezat și în ființa umană. Uh-huh. El ne-a făcut după chipul său și frumosul este un principiu fundamental al creației sale. Adică dacă stai să analizezi creația lui Dumnezeu, vei vedea că semnătura aceasta a frumosului, a esteticului, este peste tot. Este fascinantă frumusețea lui Dumnezeu și probabil că într-un fel sau altul toți admirăm lucrul acesta și ne place frumosul, ne atrage. Și cred că și un creștin, da, are cumva aceeași, să zic, deschidere către estetică și lucrul acesta este bun. Acum intrăm în zona artelor, intrăm în zona subiectivului, intrăm în, na, frumusețea este în ochii privitorului și așa mai departe, adică aspecte care sunt împinse într-un subiectivism absolut. Și atunci apar dezbaterile, discuțiile, contradicțiile și, mă rog, mai ales pe subiectul acesta care are și alte nuanțe. Însă, ca idee, da, creștinii nu... nu ar trebui să fie oamenii care să fie, eu știu, foarte speriați, închiși față de tot ceea ce este plăcut ochiului. Totuși au niște principii după care se ghidează, pentru că interesant este că mulți, da, sunt oamenii cumva specializați în zona aceasta a disciplinilor exacte și ei au o teorie și spun frumusețea este foarte matematică, frumusețea are niște principii foarte clare. Dacă îți place un lucru este pentru că și îți dă niște explicații matematice, fizice, o grămadă de lucruri care n-ai cum să le ignori. Nu? Și asta spune și muzica, în muzică, de exemplu, la fel, în pictură, în artă, peste tot, frumosul nu apare oricum. Frumosul este ghidat după niște principii. Și aici vine și creștinul și spune, da, frumusețea, o admirăm, ne place, este un lucru bun, dar tot timpul este într-un context principial. Ne-ai vorbit la un moment dat la Amicus, în grupul nostru de tineri, despre șirul lui Fibonacci. Ne-ai vorbit despre regula de aur și despre frumos. Și la noi, la Facultatea de Medicină Dentară, s-a vorbit despre asta. Atunci când te gândești la o reconstrucție protetică, te gândești să fie estetic și nu să aibă omul niște plăci de faianță în cavitatea orală, ci te interesează să se integreze somatofacial
cu tot ceea ce mai are și cu restul structurilor dentare și cu țesuturile moi și cu tenul și cu vârsta și cu sexul pacientului și atunci ții cont de mai multe lucruri. Pe lângă faptul că e un bun profesionist pe aspectul acesta, este și un fel de sculptor care încearcă să aibă simțul dimensiunilor, da, să facă o artă până la urmă, corect. Da, da. Și cred că asta face diferența între tehnicieni, dimensiunea asta. Corect. Una dintre ele. Corect, așa este, da. E foarte interesant că am pornit în direcția asta a frumosului și a ceea ce înseamnă frumosul, dar ce relevanță are asta pentru mântuire? Și când spun mântuire, mă refer la, bun, poate un termen foarte religios, la salvare. Bun, noi discutăm despre faptul că Iisus Hristos la un moment dat ne va salva, dar ce importanță are felul în care mă îmbrac, dacă mai port sau nu port bijuterii, dacă îmi fac sau nu fac tatuaje, poate chiar versete biblice pe care mi le tatuez. Adică ce importanță are? Asta e tare. Da, da, da. Da. Ce importanță are pentru mântuirea partea aceasta, să zic, exterioară? Da, da. Cred că tot ceea ce noi afișăm și tot ceea ce noi alegem să arătăm și mai ales ceva care, cu care ne identificăm, pentru că îmbrăcămintea, bijuteriile, machiajul, tatuajele, toate au de face cu forma care se vede, cu exteriorul nostru, nu? Însă cred că toate lucrurile acestea vorbesc despre aspecte cumva integrate în gândire și în filozofia de viață. Și atunci, fără să dăm verdicte sau fără să stabilim cum stă Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu este doar a Lui, însă pe baza ceea ce cunoaștem, ne dăm seama că aspectele exterioare, nu, trădează niște valori. Ăsta este un aspect. Deci, cred că are relevanță subiectul acesta și nu degeaba tinerii în sondajul pe care l-ai făcut ți l-au scos în față ca fiind subiectul numărul 1, pentru că este clar că da, între starea de fond și partea care se vede sunt niște legături foarte, foarte serioase. Noi venim în interfața noastră cu un rezultat final, să zic, a tot ceea ce noi strângem în minte și în suflet și în relația cu Dumnezeu. Lucrul acesta se vede. În felul în care noi percepem divinitatea, în felul în care noi percepem spiritualitatea, o vom manifesta și în forma exterioară. De asta cred că este relevant, că asta cred că ai întrebat, da, dacă este relevant. Cred că este relevant în ce privește mântuirea, felul în care mă îmbrac. Acum nu cred că este, și nu, da, este o, să zic, un lucru personal, o opinie, să zic, care poate să fie greșită și poate să fie modificat în timp. Nu cred că este definitorie în ce privește mântuirea, ca aspect, da, ca în gluma ta, știi? Da, în da. Sensul care l-a unat Dumnezeu în mod intrinsec, da? Prin lucrurile acestea stabilește accesul sau ieșirea din împărăția cerurilor. Dar cred că poate să fie, uite, treaba asta, subiectul ăsta în sine, cred că nu poate să fie disociat de un întreg. Adică este o parte dintr-un întreg. Și mereu am avut discuții, da, când mai vorbeam așa cu tinerii, că este vorba, ce am făcut? Doar m-am machiat sau doar mi-am pus ceva, niște accesorii sau ce e rău în asta? Lucrurile acestea nu pot să fie rupte de un sistem întreg și de un stil și de o tendință și de un drum, de un parcurs. Poate că ți se pare în mod nevinovat doar mi-am acoperit niște defecte sau doar mi-am dat o nuanță mai pronunțată buzelor sau ok, însă ceea ce observ, așa să spun din experiență, că sună așa prea bătrânește și cu așa, dar din observații, asta vine la pachet cu multe altele, știi? Okay. Cu multe alte tendințe, cu multe alte deschideri, ești deschis către o zonă care mai degrabă aș încadra-o la o zonă alunecoasă, care pentru un creștin poate să fie alunecarea aceea spre o depărtare cumva de pofta și dorința de a te apropia de Dumnezeu.
Adică okay, consider poate că există... Poate că sună ca un verdict, dar asta, experiența arată că în momentul în care te înclini, te duci în direcția aceasta, asta vine la pachet cu multe altele. Vine la pachet poate cu o stare mai insensibilă, cu o răcire spirituală, cu o lipsa poftei de a îl căuta pe Dumnezeu, pentru că este o zonă cumva, na, și deja am pus o etichetă înspre lume, înspre valorile ei. Și acum cine experimentează poate să confirme sau să infirme treaba asta. Adică tu, ca să înțeleg, spui că există o rădăcină a unor da, lucruri în interior. Da, cred că sunt niște fructe, da, niște părți care se văd. Și asta e doar partea care se vede. Cred că este doar partea, asta, da. Partea adică sunt, uite, ca să simplificăm lucrurile sau să le vedem poate în mai puțin nuanțat. Sunt două căi, sunt două seturi de valori și două moduri de a viețui cumva. Okay. Bineînțeles, realitatea arată că paletarul este foarte, foarte amplu, dar în esență, dacă ar fi să reduci, cam aceste două lucruri. Ei, zona aceasta de de tot ce înseamnă subiectul tău, da, de la îmbrăcăminte până la asta se sinele, propria da, persoană. Da, da, da. Se diferențiază între cele două variante. Și automat dacă vom deschide Scriptura și probabil că la un moment dat ai în atenție și treaba asta ca să vedem ce spune Biblia despre subiectul nostru, încadrează mereu bijuteriile, îmbrăcămintea ostentativă, podoabele, da, fardurile și toate astea le încadrează într-o zonă a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, într-o zonă a lumescului, într-o zonă a celor care caută un drum diferit, opus chiar. Ok. Da. Asta în cazul în care pornim, așa cum am spus deja, de la gândul că suntem 100% autentici și sinceri și căutăm voia lui Dumnezeu pentru viața noastră ca să-i fim plăcuți. Da. Da, există, sigur. Există, uite, un argument, hai să-i spunem așa, se duce Samuel și vede pe copiii lui Ișai și zice, ăsta trebuie să fie, ăsta e. Nu te uita la ce izbește ochii, eu mă uit la inimă, eu mă uit la altceva, tu vezi doar exteriorul, eu văd dincolo de asta. Foarte multă lume care alege, și băieți și fete, poate să meargă într-o zonă pe care am eticheta-o la prima variantă, prima privire ca lumească, pot folosi argumentul ăsta. Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu îmi cunoaște motivațiile, El știe că eu, de exemplu, aleg să mă aranjez pentru mine. Pentru că așa îmi place mie, nu pentru cu X, Y, Z, nu ies din anumiți parametri, mie asta mi se pare decent, mi se pare normal, mi se pare natural. Până la urmă, cine hotărăște ce e decent? Cine spune că fusta trebuie să fie până la nivelul genunchiului sau mai jos? Cine spune cum ar trebui să mă îmbrac? Cine spune cum ar trebui să arăt? Care sunt parametrii? Dacă mie mi se pare ok, mi se pare bine, de ce ar trebui pastorul să-mi spună cum să mă îmbrac sau ar trebui să-mi spună prezbiterul sau părinții? Cum vezi chestia asta? Ok, se deschid multe ferestre și hai să încercăm okay, să le fie ordine, știi, da? Bun. În primul rând, eu cred foarte mult în ceea ce tu ai spus și anume că Dumnezeu sau pe Dumnezeu în mod fundamental interesează inima omului. De asta am și făcut afirmația înainte, spunând că la un moment dat când vine vorba despre mântuire, că ai întrebat legat de salvare sau salvare, de mântuire, da, cred că sunt lucruri pe care Dumnezeu în mod, să zic, în ordinea în care El le așează sau ordinea priorităților sale, sunt cele care țin de valorile care nu se văd, de inimă, da? De zona aceasta, să zic, lăuntrică, da? Și nu va face judecata după forma exterioară, deși Dumnezeu la un moment dat se referă, are o opinie legată de forma exterioară. Adică deci nu e indiferent. El nu e indiferent legat de treaba asta, dar nici nu o spune că este fundamentală în sensul că stabilește mântuirea cuiva. N-am găsit, să zic, aspectul acesta, dar... Adică bravo, n-ai purtat bijuterii, o să fii cer, bravo. Da, adică chestia asta, da, okay, forma exterioară, niciodată aspectele exterioare nu o să mântuiască pe nimeni. Pentru că uitați-vă, în Noul Testament cel mai bun exemplu și cel mai elocvent sunt fariseii, care erau impecabili în forma exterioară, dar nu i-a ajutat. Neprihănirea voastră trebuie să o depășească pe cea a fariseilor. Deci aspectele de care țin de o inimă schimbată, o inimă care a înțeles principiul iubirii, o inimă care îl prețuiește pe Dumnezeu, din
din toată forța ei, adică îl descoperă în toată frumusețea lui și atunci inima aceasta devine ascultătoare și sensibilă la ce îi place lui Dumnezeu, la ce mai vrea Dumnezeu de la mine. Sunt două lucruri ca tendință, ce observ în viața mea și în viața semenilor mei, și anume, uneori vrem să fim creștinii aceia care căutăm să fim cu Dumnezeu, dar în același timp cât aș putea, Doamne, să mă duc înspre zona, să zic, plăcerilor acestea care sunt cu semnul întrebării sau observ că la biserică pastorul le mai condamnă sau văd eu că prin anumite cărți nu e ok cu ele, dar totuși aș vrea să mă duc acolo, dar vreau să fiu și cu tine. Adică cumva o căutare de a echilibristică. De a echilibra. Da. Așa. Bun. Totuși e păguboasă chestia asta. Uh-huh. În același timp, cred că omul acela care îl descoperă pe Hristos în mod autentic și are iubire față de Iisus, pentru că fiule, dă-mi inima ta. Despre asta este creștinismul până la urmă, despre o relație atât de apropiată încât îl simți pe Iisus, îl iubești pe Iisus. Poți să-i spui cuvintele astea și le spui din suflet și atunci ești sensibil la ceea ce așteaptă Iisus de la tine și ascultarea devine rodul. Și atunci tipul ăsta de creștin este, Doamne, cât de mult aș putea să mai fac ca să fiu pe placul tău, să mă duc spre tine, nu departe de tine. Adică, nu cât de mult aș putea să fac plec. Și totuși să mai rămân în grațiile exact. Tale. Da, da, da. Mm-hmm. Este tipul ăla de elev care caută cinciu sau care caută zecele, știi? Ceva de genul acesta. Și cred că aici vorbim deja despre o diferență între regulă și principii. Nu mă abat de la întrebarea okay, ta, o da, să da, revin, da. Doar că fac niște ocoluri. Bun, okay. cum, așa, ne folosim doi termeni care vreau să explic puțin. Regula, să zicem, da, convențional, da, facem noi acum, să zicem, o stabilim niște explicații. Regula, să zicem, că ar fi, sau că este, acele, să zic, norme foarte clar stabilite, de genul să nu furi, da? Bă, dacă ai furat... E negru pe alb. Adică nu poți să o duci, stai puțin că este... Mie îmi face bine... Dacă ești parlamentar, nu se pune, știi? Da, sau ai anumite explicații de genul pe care le-ai dat. Dacă mie îmi place, atunci de ce da. Te deranjează pe tine, știi? Adică o subiectivizare. Nu, norma nu se subiectivizează, ea este clară, da? Când vine vorba despre principii, pentru că Biblia tratează și cu norme, da? Vine înaintea creștinilor și prezintă, da, și norme, dar prezintă și principii. Principiile sunt, nu înseamnă că sunt mai puțin importante decât normele, dar principiile vin și ți dă o zonă de mișcare. De genul, vorbim acum despre principiul, da, subiectul nostru ar fi principiul decenței sau principiul simplității sau principiul, da, acestei frumuseții decente, da? Bun, și atunci Dumnezeu spune așa, vreau copiii mei să fie, să zic, foarte atenți cu ei, să caute să fie îngrijiți, să caute să fie plăcuți, să caute estetica lor exterioară și, bineînțeles, interioară, însă mereu să urmărească decența, pentru că este legată de aroganță, este legată de... Da, se îngemânează multe alte valori ale lui Dumnezeu prin acest subiect al nostru. Okay, știi? Okay. Atunci, Dumnezeu nu... Copiii lui nu sunt aroganți, nu sunt ostentativi, nu sunt... Și atunci, decența este cuvântul sau principiul pe care Dumnezeu mereu în Scriptură îl urmărește. Nu o să vedeți nicăieri fiți decenți, dar, dincolo de cuvinte, acesta este mesajul străbat. Okay. Exact. Bun, și atunci, decența aceasta niciodată nu poate să fie normativă, în sensul de... Pentru că te lasă pe tine cumva să stabilești decența în funcție de contextul în care te afli, în funcție de timpurile pe care le trăiești, în funcție de țara în care ești. Pentru că, eu știu, poate că decența acum 500 de ani s-a manifestat în mod concret în îmbrăcăminte și în aranjare exterioară într-un fel. Astăzi este în alt fel și atunci eu mă adaptez contextului în care sunt. În Irlanda sau în Scoția, da, mă îmbrac decent într-un fel, în Africa mă îmbrac decent în alt fel. Eu mă pot duce un foarte bun creștin decent cu cravată și costum în Africa, dar s-ar putea să nu... Să fiu penibil, da, ridicol chiar. Să fiu chiar ridicol sau să încerc pe respectivii să-i schimb după, să zic... după pretențiile mele. Ia uite aici ăștia ce puțin spirituali sunt, că da, sunt îmbrăcați fără cravată. Da, adică oamenii poate că fac niște robe sau da. Mai știu ce, și dar pentru el lucrul acesta este decent și în cultura lor
lucrul acesta nici măcar nu se pune sub semnul întrebării. Și atunci Dumnezeu nu stabilește niște norme, nu spune lungimile, nu știu, la mâneci, dar îți spune fii decent. Și aplică tu treaba asta. Uite, te las pe tine ca să faci cum te lasă inima ta. Și vreau să spun că treaba asta îmi place foarte mult la Dumnezeu, pentru că dacă la norme te încadrezi în ele foarte bine, nu fur, nu mint, nu curvesc, nu, știi, le fac pe toate și n-ai ce să comentezi, nu? La principii, aici se vede care este statutul inimii tale. Aici se vede, în principii se va vedea cât de mult inima mea îl caută pe Dumnezeu și caută să se apropie de El, sau cât de mult inima mea îi spune, Doamne, stai acolo puțin, că uite, îmi place ce văd în partea asta și m-aș duce să apuc și de acolo, din zona aceea, care nu este zona cu care Dumnezeu se identifică. Este o zonă lumească. În principiu se va vedea, pentru că tendința mea, înțelegi? Ok, înțeleg, da. Principiul, ok, nimeni nu-ți va spune, uite, ai încălcat porunca, norma. Știi? Și ție asta poate că-ți place și-ți convine, pentru că zona, da, sunt decent. La care problema? Dar nu e periculos că Dumnezeu ne-a lăsat pe noi? Ne certăm, știi ce? Ne certăm pe centimetri. Da, dar care e aia deasupra genunchiului, știi? Pe ruletă, știi? Că fata, să zicem, va spune, dar care e problema? Că sunt altele care poartă nu știu cum și eu nu o să mă borcă. Dar uite, am fustă și e dincolo de genunche. Și altcineva spune, bine, dar uite, este extrem de mulată. Ea a respectat norma, pentru că e, să zicem, că acoperă, să zicem, genunchi. Dau așa chestii, da? Dar decența unde mai este, dacă, știi, fusta respectivă, să zicem, că am înțeles, calcă principiul decenței în altă parte. Adică, de asta principiul decenței nu merge pe norme. Te lasă pe simțul tău și pe inima ta. Știi? Și aici, cred că este zona cea mai delicată. Și aici, pe Dumnezeu este foarte atent la cum aplicăm principiile. Normele, totul e fariseic acolo, știi? Uh-huh. Poți să fie, dar inima ta, dacă ar fi să te las, tu ce ai face? De fapt, pe Dumnezeu îl interesează, fii atent, dacă eu aș dispărea, tu cum ai fi? Adică mă interesează să știu dacă tu ai o inimă schimbată și dacă tu din convingerea ta faci lucrurile acestea. Dar dacă ar fi să nu te vadă nimeni, tu cum ai fi? Dar dacă ai avea posibilitatea să faci orice fără consecințe, ce ai face? Știi? Pe Dumnezeu nu interesează aspectele astea. De asta, principiile mi se par cele mai minunate lucruri pe care Dumnezeu le lasă. Și să știi că vor cântări enorm de mult la judecată. Tocmai din cauza asta, nu crezi că e periculos că fiecare are libertatea asta de a alege? Nu, Dumnezeu s-a riscat foarte mult cu noi și cu orice ființă creată prin faptul că i-a dat libertate și a spus, uite, ești liber, poți să te machiezi, poți să-ți faci toate tatuajele posibile, poți să pui ce bijuterii vei, ești liber. Uh-huh. Ești liber. Și poți să faci și crime dacă vrei, să știi că nu o să intervin. Vedem asta. Uneori. Vedem asta uneori acum. Poate că intervine, dar uite, de exemplu, la Cain n-a intervenit. Și a fost prima crimă, n-a intervenit, nu l-a oprit, l-a lăsat să fie liber. Da. Și Dumnezeu riscă cu lucrurile acestea, dar până la urmă este fundamental să existe libertate într-o lume sau într-un univers creat de Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost libertate, ar fi fost mult mai crunt. Adică ar fi fost foarte dark totul. Nu? Și atunci Dumnezeu, care este lumină, îți dă șansa asta. Deci pe mine mai convins, gata. Păi nu, că nu vorbim despre nimic concret. Hai să nu, mai convins, uite în ce fel mai convins. Mi-ai dat mie puterea să aleg. Adică nu mai determinat să fac ce zici tu sau ce zice X, ce zice Y, uite, copiii de la liceu. Dar Dumnezeu face asta, știi? Adică, exact. Uite, Dumnezeu nu deschizi Biblia și nu o să vezi să nu poți fustă, fetele să nu poartă pantaloni. Știi că sunt discuțiile astea, da? Știu. Și sunt multe, da? Sau fetele sau băieții să facă asta, sau fetele să poartă sau să nu poartă, sau să-ți dea așa o listă de ce să faci, ce să nu faci. Nu o face. Și crezi că e bună o listă de genul ăsta? A făcut o listă. Okay. Minimă, dar asta pentru că ai nevoie de niște repere fixe, pentru că știe că omul, ca tendință, este are tendința, mai ales generația asta, a noastră, avem tendința de a subiectiviza totul și de a-ți relativiza absolut orice.
Da? Și atunci Dumnezeu, pentru că pentru mintea omului, ca să poată să funcționeze normal, să țină lucrurile, istoria asta, să stea totuși în niște făgașe, a dat un minim în lista asta. Se numesc cele 10 porunci. Și unii fac din cele 10 porunci maximul, adică să ajung eu acolo, știi? Nu, dar Dumnezeu a spus să stai, pentru că cifra 10 în Scriptură este o cifră care sublinează cumva minimul, da? Dumnezeu spune să dau un set, da, minim, de la care să crești. Dar te las pe tine să crești, după aceea îți dau principii. Știi? Îți dau principii ca să colaborăm în chestia asta, ca să te las pe tine să exersezi inima ta, să pentru că vreau ca inima ta să priceapă, să înțeleagă de ce îți las, să zic, valorile astea. Uh-huh. Și apoi tu, prin dorința ta, prin căutările tale, prin eforturile tale, prin dependența de mine, okay, să fie proiectul tău ăsta. Știi? Proiectul tău, tu să pricepi ce înseamnă decența. Tu să iubești decența. Nu să faci ca așa se zice. Nu trebuie ca să ți se impună decența, pentru că deja dacă cineva îți va impune decența și va face din ea o normă, poate că e bine, să zicem, că treci de o perioadă a rebeliunii, a nebuniei și te-a ținut bine în chestia asta ca să nu te pierzi. Dar eu aș putea să pierd altceva, și anume posibilitatea ca tu să-mi arăți că mă iubești și că îți place să asculți de mine. Știi? Pentru că normele ți se impun, principiile te lasă să crești și să... Și atunci cred că, bine, repet, sunt, de exemplu, cum sunt adolescenții, am doi adolescenți în casă și îmi dau seama că uneori principiile le fac reguli, știi? Adică, uite, nu pleci așa de acasă. Da, da, da. Păi tata ce are? Băi, nu e în regulă și tăi discută și să știi că e greu să discuți cu al tău, știi? Care... Încă nu știu, dar văd cum da, e în mi-e grupul de tineri. Mi-e ușor să vorbesc cu voi, știi? Da, nu e simplu, știi? Dar ne străduim să înțelegem. Și asta spun, că uneori de teama de a nu-l pierde, de a nu-l seduce într-o zonă periculoasă, de a nu se, de a nu întinde foarte mult zona sigură și să meargă în zona de risc, mă impun, știi? Și mă impun de frică de a nu pierde copilul. Și nu lasă să se îmbrace oricum, sau nu lasă să se îmbrace oricum. Îi spun, uite, nu e bine, e prea scurt, bluza trebuie să fie mai... Și așa mai departe, știi? Adică am chestia asta. Pe Dumnezeu l-ar interesa ca să vină de la el, știi? Să vină de la tânăr chestia asta. El să descopere, el să înțeleagă și să facă lucrul acesta sau să meargă în zona de estetică curată, creștinească, să meargă din propriile sale convingeri. Mm-hmm. Și, însă la asta, na, nu știu, încerc să lucrez sau încercăm să lucrăm, nu? E o posibilitate la un moment dat pe care am auzit-o. Dacă ții un copil strâns, mai târziu să plece când îi se oferă oportunitatea asta, pentru că a fost ținut așa. Da. Și altă idee este, trebuie să lași copilul să facă ce vrea, să experimenteze singur. Cred că trebuie un echilibru, pentru că... Dar e riscant oricum, știi? Ambele sunt riscante, să știi. Și să-l ții strâns este un risc foarte mare. Că depinde și de temperamentul lui, depinde de personalitatea lui. Dacă ai un copil cu personalitate puternică și încerci să-l zdrobești, na, să-l ții... Obții efectul invers decât cel pe care ți-l dorești. Da. Și riscant și invers, să-l las să facă orice, ok. Nu știi unde se duce și dacă se mai poate întoarce. Nu știi ce efecte vor avea, poate, erorile pe care le face și cât de mult se îndepărtează încât... Cât e reversibil, cât e irreversibil. E un risc aici, e, să zic, lupta individuală a fiecărui părinte, a fiecărei familii. Cu că, proprii copii și... Da, pentru că, vezi, e o combinație. E o combinație de valori, dar și de temperamente, de personalități. Uh-huh. Și combinația asta la fiecare familie diferită. Copilul într-un fel, părintele într-un fel, și atunci fiecare va trebui să aibă puterea și înțelepciunea să se raporteze la copil cât mai cum știe el mai bine sau cum poate el mai bine. Nu cred că trebuie să judecăm acum pe unii care poate au o anumită înțelegere cu copiilor sau un anumit fel de a aborda lucrurile și unor poate că nouă mi se pare că îl lasă prea lejer sau că îl ține prea strâns.
cred că este o chestiune foarte privată treaba asta, pentru că ține, cum spuneam, de aspecte unice, care țin de personalitatea fiecăruia și... Și de niște circumstanțe pe care poate doar familia respectivă le cunoaște și atunci e foarte greu de a vedea este. Din exterior și de aici, din cauza asta s-a întâmplat pentru că... Să emitem judecăți de felul ăsta, normal a lăsat prea lejer sau l-a ținut prea nu știu cum. Și acum, exact. Puneți mâna la gură că e mai bine, știi, că nu știi cât de complicat a fost sau cât de greu i-a fost părintelui sau cât de ce lupte a avut. Da. Corect. Bine, avem de învățat, să zic, fiecare. Ovidiu, îți dau un caz concret. Ok. Dar nu știu dacă răspunsul la întrebarea aia cu Samuel, nu? Dar o să revină. O să revină pentru că citim la un moment dat versetele și atunci o să revină ideea. Și eu zic că am oferit deja o direcție, însă vom răspunde și pe parcurs. Okay. Mă interesează în mod concret cazul ăsta. Fetele spun despre băieți că dacă se uită la ele și au anumite impulsuri sexuale, sunt obsedați. E vina lor că au astfel de impulsuri de genul ăsta, chiar dacă ele poate sunt atrăgătoare. E normal, pe de altă parte spun de ce ar trebui să-mi ascund eu feminitatea, pentru că el e obsedat din punctul ăsta de vedere sau el nu are o preliști sau mintea lui e bolnavă. Pe de altă parte băieții spun, păi da, dacă se îmbracă în felul în care se îmbracă, normal că mă atrage, normal că îmi trezește niște impulsuri, că ea nu mă înțelege cum sunt eu construit și cum gândesc eu și cum... Și atunci apare coliziunea. Apare debate-ul, știi? Apare debate-ul, exact. Apare debate-ul. Da. Și eu acum am făcut abstracții de faptul că sunt băiat. Am încercat să prezint cele două lucruri într-un mod cât se poate de obiectiv. Ca să-i reprezinți pe toți. Ca să-i reprezint și fetele. Pentru că până la urmă încerc să mă pun... Și le-au dreptate. Exact. Toți au dreptate aici. Cum vezi tu treaba asta și cum poate fi rezolvat? Uite, eu văd că societatea noastră ne-a modificat foarte mult gândirea, așteptările și căutările pe subiectul acesta. Sexualitatea este exploatată în ultima vreme, da, să zic, sau da, poate chiar jumătate de secol sau mai mult, într-o manieră foarte abuzivă, foarte obraznică. Totul, aproape totul în media are de-a face cu sexualitatea, iar femeia care este un, e adevărat, da? Femeia este o emblemă a frumuseții și a esteticii, este o coroană a umanității până la urmă, nu? Adică cred că toată lumea e de acord cu treaba asta. Vorba lui Blaga, cu rola de minune a lumii. Și nu vrem să o stricăm. Da, exact. Okay. Da, și atunci se exploatează foarte mult domeniul acesta, iar tinerele fete, și nu numai că sunt și femei adulte, și deci femeile, da, în general, dar să zicem în special tinerii, dacă asta se cere, asta dăm. Dar prea puțin poate realizează că sunt rodul sau genul ăsta de comportament este rodul unei societăți care pur și simplu marșează, pompează pe chestia asta, investesc în treaba asta și fac ca toată frumusețea și sexualitatea feminină să fie comercială, să fie vândută. Un obiect de tranzacție. Totul devine obiect. Cameron Diaz, mi se pare că o cheamă, da? Uh-huh. Este o actriță americană. Citeam mai demult despre... Știi că s-a retras din... Nu știam că s-a retras. Știu de cine vorbești, dar nu știam că s-a retras. Pentru că sunt și oameni care reușesc să fugă de acolo. Pentru că este... Ea spune asta, nu spun eu. Dar mi s-a părut foarte interesant. I-a spus, am devenit din ce în ce mai mult un obiect. Da, ca să ne înțelegem, era actriță, actriță în filme, nu de adulți, nu? Nu. Deci actriță pur și simplu a Hollywood. Scuze că n-am fost... Nu, e foarte important. Cameron Diaz este o actriță cunoscută, cred. Poate am subestimat eu cei care ne privesc, că poate știu deja de cine e vorba și nu era nevoie. Da, eu cred că știu, nu. Adică este o actriță de filme de Hollywood, filme artistice, mă rog, nu știu să zic genurile, dar probabil acțiune, comedie, chestiuni de genul ăsta. Bun. Care, în mod normal, sunt... Adică da, dar este, nu le poți blama, un... adică nu zici, wow, e ceva
extrem, extrem, ci pur și simplu ea s-a retras dintr-o industrie de genul ăsta care normală. Ar fi văzută ca soft, ca normală. Da, ca... vorbim de o industrie, să zic, accesibilă publicului larg, da, exact. Televiziunilor, deci nu. Dar ea spune așa, din ce în ce mai mult eram obosită și căutam să mă, de mult să plec, nu reușeam, dar pentru că am devenit din ce în ce mai mult un obiect sexual. Chiar dacă ea nu juca în filme de felul ăsta, dar pur și simplu ea trebuia ca să se comporte atât pe, eu știu, un platou de filmare, cât și în afara filmărilor, trebuia să fie foarte atentă cu tot ceea ce face, cu viața ei, practic era confiscată de către industria media, pentru ca să devină un, sau să rămână, da, un sex symbol, să rămână la fel de nu știu, atrăgătoare și... Și lucrul acesta a dezumanizat-o și să zic că nu este singura. Sunt multe astfel de fete, de femei care trăiesc această traumă și care aleg să nu mai plătească prețul și care ridică glasul și spun, dar vezi, e o picătură într-un ocean treaba asta, știi? Și nu Corect. Se simte, știi? Corect. Dar hai să fim atenți la chestiile astea, da? Haideți să fim foarte critici și să analizăm lucrurile acestea, pentru că vorbesc, sau cel puțin ne vor echilibra, să zic, modul în care vedem realitatea pe subiectul acesta. Deci, cred că societatea de astăzi, uitați-vă la reclame, da? Adică să faci reclamă la o centrală de căldură de apartament, nu? Era sigur că o să zici. Uei, hai... Sau la ciocolată. Da. Deci ciocolată este asociată cu senzualitatea. Și la mașini, și la termopane, la orice. Da, orice. Adică ce înseamnă asta? Băi, este obiect de, nu știu, de comerț. Da. Da. Bun, și acum tu, care trăiești în mediul acesta și mănânci zi de zi, în mod subliminal, mesajul acesta al societății. Te vrem așa. Tu ca fată, da. Da. Da, și probabil și ca băiat tot pe acolo. Da. Te vrem așa. Atunci ajungi să devii asta și să nu vezi nicio problemă, nu? Pentru că ești aparent apreciat și validat. Da, pentru că da, exact, primești chestia asta de dar după aceea intri în conflict cu întrebarea pe care ai ridicat-o, nu? Și anume, noi nu facem asta ca să vă atragem vouă privirile. Da, dar de ce faci asta? De ce te expui? De ce cu ce motiv, da? Cu ce scop, da? Îți expui toată, să zic, intimitatea până la urmă sau frumusețea intimă, pentru că sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a dat omului, știi? Dar le-a dat pentru un anumit cadru, le-a dat pentru o anumită relație. Și în general băieții care sunt sinceri, chiar dacă uneori spun wow, ai văzut? Da? Altă dată poate să spună totul este vulgar. Da? Totul se vulgarizează și ne place chestia asta. Sau poate în grup o să spună, wow, ai văzut? Și după aia când rămâne ei singuri și se gândesc mai bine, spun, băi, tot o fată serioasă, de casă. Da, exact. Vrea eventual genul acela de fată pentru ceva foarte scurt, adică ceva foarte egoist. Da? Exact. Însă n-ar vrea ca să fie de bună. Bun, dialogul ăsta între băieți și fete, da? Și vina pe care o aruncă unii asupra altora. Cred că adevărul este undeva la mijloc, adică și băieții care au și își cunosc principiile bine și au grijă de ochii lor și au grijă de mintea lor. Chiar dacă văd pe cineva care se expune în mod nerușinat, să zic, știu cum să reacționeze. Da? Adică încearcă să filtreze totul, da? Ești pe computer și îți apar tot felul de imagini, ați văzut, fără să le accesezi tu. Nu trebuie să cauzi. Nu le cauzi, ele vin pur și simplu, da? Da. Ce faci atunci? Bă, ești în cameră, nu. Ce faci atunci? Uh-huh. Și atunci când mergi pe stradă, da, și se întâmplă sau vezi sau... Ce faci atunci? Ce faci cu gândurile tale? Ce faci cu reacția ta, da? Nu te poți izola, nu poți să fii sihastru, că n-ai cum, adică... Nu, important este cum reacționezi în momentul în care vin. Corect. Da?
Și atunci băiatul are partea lui de vină dacă rămâne acolo, știi? Fixat pe chestia asta și face din imaginea pe care o vede, din fata pe care o vede sau așa, face din chestia asta, mă rog, un subiect de ședere, să zic, da, și de imaginație și de... Da. Totul ține de alegere și de educația minții. Iov are o chestie, am făcut legământ cu ochii mei, este extraordinar Iov. Adică am făcut o înțelegere, mi-am stabilit clar ce vreau, mi-am dat seama că dacă nu mi pun o limită în gândire, în imaginație, în privire, mă pot duce ușor și mă duc departe, pentru că vezi, ăsta este pasul care te duce pe topogan și după aceea vrei să te oprești, dar unde? E prea târziu și după aceea culegi rezultatele și Doamne ferește. Doamne ferește, vă spun că mult prea multe exemple am în minte ca să nu plâng, să nu plâng de pe urma lor. Și totul de unde pleacă? De la aspectele acestea care se par nevinovate. Dar ce am făcut? Doar un pic m-am, dar nu e atât de decoltat, dar nu e atât de scurtă, dar ce am făcut că mi-am așezat toate astea? Adică, da, ești în zona aia. Ești în zona aia. Nu, poate că nu ai făcut păcatul acela, da? Dar ești în zona aceea. Argumentul puțin este ok, nu? Asta e argumentul. Puțin e ok, puțin e în regulă. Puțin e ok, da. Dar la băieți, că aici vreau să ajungem un pic și spre zona asta. Pe de altă parte, uite, și ai sfătui un băiat care este prins de lucrurile astea. Da? Poate că el judecă o fată că se îmbracă într-un anumit fel sau că l-atrage sau că are anumite impulsuri, dar el la rândul lui le alimentează. Da? Fie prin ce privește, fie prin modul în care își permite să aibă anumite fantezii sau... Deci asta cred că băieții au partea lor de vină în treaba asta. Ce poate face? Adică fetele au dreptate când spun, dar problema e la voi. Da, da, bine, da. Au dreptate pe jumătate. Înțelegi? Pentru că problema e la voi, dar eu vă alimentez. Da? Problema e la tine că te droghezi, dar eu sunt furnizor de droguri. Adică, parcă, știi, ești complice. Okay. Ai partea ta în chestia asta. Și tu ca fată și el ca băiat. Da? Pentru că bine ar fi, de exemplu, da, pentru un băiat că atunci când este provocat, el să spună, draga mea, nu mă interesează chestia asta. Eu mi-am stabilit clar cum stau lucrurile. Înțelegi? De exemplu, cu atât mai mult când ești, de exemplu, căsătorit sau când ești într-o relație, de cu atât mai mult atunci. Corect. Dar chiar și înainte poți ca să fii un astfel de om, un astfel de bărbat care spui, ok, eu cred că ești mai prețioasă decât atât. Și nu vreau ca să... Asta e tare de tot. Și nu vreau ca să te umilesc prin faptul că, nu știu, mă coboră până acolo încât să-ți încurajez comportamentul. Nu vreau. Asta e tare de tot. Ești mai prețioasă decât atât. Nu, vai ce fată ușoară. Dar nu asta e valoarea. Nu, doar, deci, exact. Societatea spune, asta este tot ce valorezi. Da? Și să știi că valorezi câțiva ani, că după aia când te îmbătrânești și gata, da? S-a terminat. Atât e valorat. Atât dăm pe tine. Adică te luăm ca pe un obiect pe care te folosim un timp, după care te aruncăm. E adevărat că îți dăm, poate, niște satisfacții pentru perioada aceea, dar după aceea să știi. Dumnezeu vede dincolo, dar Dumnezeu dă o altă valoare omului. Valoarea omului trece dincolo de partea fizică, de partea estetică, de partea, dar poți ca să fii poate cel mai nereușit bărbat fizic, să zic, sau urât. Sau. Pe Dumnezeu interesează dincolo de aspectele acestea, cine ești tu ca om. Dar ai altă valoare, ai o valoare în ochii lui dincolo de partea asta care se vede. Și atunci, cred că noi trebuie să învățăm treaba asta, că oamenii sunt valoroși în sine. Sunt valoroși prin ceea ce prin viața pe care este în ei. Îmbracă prin chipul lui Dumnezeu. Exact. Chiar dacă exact. Și atunci dă-ți valoarea mai valoarea e peste lucrurile acestea. Tu nu trebuie ca să demonstrezi că ești valoroasă sau că ești frumoasă sau că ești prin artificiile pe care le faci. Pentru că știi ce observ? Observ că o fată, bine, sunt subiectiv acum și băieții pot să sau oricine poate să comenteze, dar observ că o fată devine să zic, cu adevărat atrăgătoare sau splendidă în momentul în care se îngrijește și lasă ca tot ceea ce ea a primit ca resursă estetică de la Dumnezeu să se vadă scuze, eu cred că peste... Nu, e perfect. Poți să dai un pic mai jos dacă te deranjează sau să te depărtezi de... Știi, poate să reușească să transmită în mod natural treaba asta. Pentru că, în fond, până la urmă, asta vrei. Vrei ca fata pe care o alegi să fie ea însăși. Frumusețea pe care o alegi să fie o frumusețe constantă. Și să fie dată, până la urmă, nu de aspecte, să zic, manipulabile. Asta vrei ca om, până la urmă. Să fii sincer, nu? Corect. Adică te duci să cumperi o mașină și scuze, nu vreau să fac comparație cu mașini și femei, nu vreau să fac chestia asta. Nu, dar vreau să te duci să cumperi o mașină.
te uiți la kilometri, mașina are 15 ani și acolo spune că are 150.000 de kilometri. Este o minciună colosală, știi? Păi dacă a fost folosită de o bătrânică. Și ați fost ținută în garaj. Așa, din Germania. Da, da. Bun. De ce trebuie să te minți? Bun, ce vreau să spun este că la un moment dat frumusețea aia naturală bate orice frumusețe artificială. O bate de la distanță. Și cred că am văzut fete care știu să se lase să fie frumoase așa cum sunt ele, să fie îngrijite, să fie, să zic, nu învechite, nu demodate, nu așa, știi, uh-huh. S-a îmbrăcat ca o bătrânică sau nu, să fie foarte actuale, foarte prezente, foarte, să zic, încadrate în mediul în care trăiesc, da, actualizate, dar în același timp... Este o femeie atrăgătoare, dar nu vulgară. Dar nu vulgară. Și frumusețea asta este net superioară. Estetica ei poate să bată orice artificiu pe care încearcă altcineva să facă. Iar acum... Și eu spun, băieții serioși să uită la lucrurile astea. Și eu cred, și eu cred. Și cred că sunt mulți băieți serioși. Și cred că sunt mulți băieți care vor altceva. Dar știi cum e? Contează cărui public te adresezi, ca fată și ca băiat. Deci contează cărui public. Și noi pe YouTube, de exemplu, avem un public țintă. Am numit podcastul ăsta podcast de educație, cunoaștere și spiritualitate. Ok. Nu e circ, adică în titlul ăsta nu e circ, da, și atunci da. Nu e divertisment. Bun, automat publicul nostru se va restrânge și va fi corect. Nișat. Poate că nu vei avea sute de mii de vizualizări, da. Dar vei avea oamenii care contează și care sunt interesați de treaba asta. Corect. Bun, cred că același lucru faci ca fată. În momentul în care postezi o anumită poză pe Instagram, tu ai un public țintă sau pe Facebook, ai un public țintă. Bun, oamenii care te văd sau care văd ce citate pui sau cum te comporți sau la ce glume râzi sau lucruri de genul ăsta. Pe de altă parte, și o fată își dorește un băiat care să fie sincer. Adică povestea cineva la un moment dat, mai în glumă sau mai serios, zice, băi, noaptea nunții, jumătate din soția mea a rămas pe noptier. M-am gândit și, gata, am înțeles. Adică ceea ce mi-a prezentat în primă instanță n-avea nicio legătură cu realitatea. Vezi că e vorba de comerț? Vezi că suntem pradă... Exchange. Da. Suntem pradă la chestia asta, să ne trezim puțin. Nu valorez cu nimic mai mult în felul ăsta. Nu, e o capcană până la urmă. Eu cred că este o mare capcană treaba asta. Și ca băiat să închiriezi mașini, da, să-ți iei haine nu știu de care, da. Să apari cu, eu știu ce, am un business extraordinar, înfloritor, știi, el l-a luat de la un prieten, a făcut adres, ca să dea bine. Și fie atent unde poate duce chestia asta, pentru că spuneam că este o pantă, știi, e un tobogan pe care îți dai drumul, nu știu unde ajungi, dar sunt etape și etape. Noi vorbim despre bijuterii, da? Și, ok, eu personal nu sfătuiesc pe nimeni să poarte așa ceva. Ok. Pentru că cred în simplitate, cred în decență, cred în ceea ce Dumnezeu îmi spune, că valorile lui, nu, valorile lui nu se încadrează bijuteriile. Și, da, vorbim despre aspectele astea de... Ok. Da, bun, ce vreau să spun este că ele, sau mergând în zona aceasta, poți să duci mai departe. De exemplu, vorbiți despre tatuaj, da? Da. Putem să vorbim despre, nu știu, poate operații estetice. Da. Poate modificarea buzelor, poate o grămadă de alte lucruri în care... Implanturi de silicoane, și mai departe. Nu știu mai ce, adică, da, da. De ce, dacă schimbarea, care ar fi diferența? Da. Mergem... Observi care este zona? Da, 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 da. Deci eu asta vreau ca să realizăm, că spui, da, ce am făcut? De cât mi-am dat cu o puțină culoare? Da, ăsta este un pas. Poate că, să zicem, este inocent, da? Dar uite-te că face parte dintr-un întreg. Dar nu e posibil să stagnezi la pasul ăsta și niciodată să nu mă duc mai sus? Riscă-te. Nu știu. Fă. Ok. Ce să zic? Mm-hmm. Ok. Dar de aici ce s-o face? Știi, cum ai spune, n-aș putea, Doamne, să mă duc pe puțin acolo. Nu mă duc chiar pe margine. Sunt mai încoace, dar vreau un pic acolo. Știi? Ok. Na, Dumnezeu te lasă. Vezi? Ăsta e principiul. Păi nu obligă pe nimeni să facă nimic. Te poți duce. Nu te constrâng. Ok. Nu ți-am dat o lege. Nu o normă în privința asta, ți-am dat un principiu și când ți-am dat principiul, ți-am dus să văd unde este inima ta. Tu ce-ți dorești de fapt? Care ți-e dorința ta? Dorința ta e cu mine sau e dincolo de mine, da? Mm-hmm. Aici se vede, în chestia asta. Doamne, n-aș vrea puțin, n-aș putea, Doamne, puțin, dar puțin decât. Și promit că nu mă duc mai încolo. Mai stați noaptea asta să-l mai întreb pe Domnul și poate mâine vin exact. Cu voi. Exact. Și Domnul spune, du-te. A, s-a schimbat Domnul. Nu s-a schimbat Domnul. Domnul e același, dar e dezamăgit de tine. Wow. Și nu înseamnă că te lasă. Nu înseamnă că te lasă. Doar că,
și du-te. Fă! Ce vrei? Bun. Și de asta, la un moment dat, cine își injectează, de exemplu, botox, acid hialuronic, da, merge fix pe aceeași principiu. E rău să faci asta, e bine să faci asta. Eu cred că deja suntem în zona aceea unde cred că am depășit cumva. Uh-huh. Am ajuns într-un loc unde neascultarea de principiile Domnului începe să se manifeste din ce în ce mai amplu și relativizând totul și trecând totul printr-un filtru foarte, foarte privat în care nu personal. Te băgam eu personal. Fac eu, da, ok. Numai că vreau să nu uit un lucru. Eu și doresc și copiii mei și biserica și oamenii în general. Biblia spune o chestie foarte tare și noi o aplicăm de obicei la consumuri. Biblia spune așa, nu uitați sau nu știți, nu știți că voi sunteți templul Duhului și că trupul vostru, da, nu este al vostru. Trupul tău e templul Duhului Sfânt. Măi, spune trup. Știi, putea să spună viața voastră sau, nu știu, sufletul, inima voastră e templul. Și Pavel spune mult trup. Accent pe trup, că spune păcatul făcut în trup. E, chestia asta e foarte tare. Deci Pavel, la păcatul în trup, e un lucru foarte, să zic, cu impact și cu implicații foarte mari. Înțelegea bine situația asta. Da. Pavel. Și sunt păcate care se produc în trup. Uh-huh. Majoritatea se produc în suflet, în minte, în inimă, da, țin de limbaj, țin de apucături, de tendințe, de atitudini, vorbe, mă rog... Bine, că și alea, da? Alea în trup tot de acolo pornesc, știi? Clar, prima dată. Da, trupul este, da, suntem, sufletul este exact. Trupul nostru până exact, la urmă, nu? Exact. Dar păcatele acelea în trup, mai precise, mai exacte, care au de face efectiv cu anatomia noastră, da? Pavel le tratează foarte serios. Bun, și acum tocmai la asta ne referim când discutăm aspectele astea, da? În momentul în care vorbim despre exterior și despre bijuterii, farduri, îmbrăcăminte, are de-a face cu trupul, despre expunerea noastră, expunerea trupului, da? Și chestiunea asta cred că este destul de serioasă și merită să filtrăm totul prin versetul care spune trupul tău este templul Duhului Sfânt. Dacă vrei să te tatuezi, nu. Și n-are cine să te oprească, tatuează. Dar uite, poate am un verset preferat. Uite, am auzit treaba asta, să știi că nu mi-a venit mie în minte, da. Nu sunt atât de creativ, da. Dar am un verset preferat. Da? Pentru că spun un lucru. Și îl pun pe braț, ceea ce se întâmplă printre creștini este o chestie foarte... Noi reușim să ne mințim, în general oamenii, nu? Reușim să ne mințim foarte, foarte ușor. Spune Biblia că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, adică te fentezi singur foarte ușor. Îmi place rock-ul. Da? Hard rock, da? Ce fac, frate? Îl botez. Ce problemă? Dacă în momentul că i-am schimbat versurile și spun acolo în loc de, nu știu ce, pun Jesus, am rezolvat problema. În loc de hell? Da, pun altceva, da. Adică, serios? Uh-huh. S-a rezolvat problema? Adică toată violența aia din muzică, gata, dispare, că ai spus acolo, nici nu se înțelege ce spui până la urmă. Toată agresivitatea aia, toată răutatea aia a muzicii, care n-ai cum să nu pătrundă în porii tăi, da, și să te facă să leșini, dacă, da. Toată chestia asta se duce dintr-o dată doar pentru că schimb cuvintele. Păi spune unui câine, te iubesc, da? Spune-i răstit. Ce face animalul? El înțelege mesajul cuvintelor sau înțelege... Exact, tonul. Da? Și atunci, despre ce vorbim, nu? La fel și cu chestia asta. Vrei să te tatuezi, vrei să faci piercing-uri și să faci asta, vrei să... Și nu te lasă biserica, nu te lasă părinții, și găsești varianta asta. Uite, vezi, tot la inimă ajungem, știi? Spune-mi un pic.
Cum vezi tu treaba asta cu bijuteriile? Ai vorbit la un moment dat despre... Să știi că sunt foarte mulți tineri care au nelămuriri, dar la modul concret. Adică chiar au unii chiar sunt sinceri, știi? Nu e vorba că cineva zice, bă, ce mi-aș dori să fac un lucru, știu sigur că nu e bine. Nu, unii chiar se întreabă, e bine, nu e bine? Interzice Dumnezeu purtarea de bijuterii? Din ce ai studiat tu în Scriptură și cum îl înțelegi tu pe Dumnezeu? Eu, pentru că știam subiectul, am scos câteva versete din Biblie. Okay. Dacă vrei să... Da, hai să le citim. Vrei să le citim? Serios, hai să le citim. Uite, ce vreau să spun este că... Ok. Sunt multe subiecte practice pe care Biblia nu le atacă frontal. În sensul normativ. Cum ți-am spus, da? Gen să nu, da? Și lista cred că este lungă, putem ca să vorbim da, mult despre treaba asta. La fel și cu bijuteriile sau cu chestiunea asta, nu o să găsim, să zic, o interdicție categorică, okay, de genul poruncilor de pe tablele de piatră să nu porți bijuterii. Să nu ucizi, da, să nu furi. Aceasta, da? Bun. Însă, în același timp, citind Scriptura, vei găsi din loc în loc. Pentru că Biblia nu este o carte de cumva niște subiecte sistematizate, pe lecții, da? Că lecția 1, 2, 3... Da. Biblia este despre o poveste. Despre furt, despre ucidere, nu. Despre bijuterii, despre fumat. Nu, nu e. Asta, nu. Biblia, Dumnezeu a ales ca să scrie Biblia ca o poveste. Ok. Și citind, și analizind, și studiind, și aplecându-te asupra acestor mesaje pe care Dumnezeu le transmite, vei găsi tot ce ai nevoie ca om în ce privește credința ta și practica ta, vei găsi tot ce trebuie acolo ca principii, ca valori și ca norme, ca să poți să ai o viață după voia lui Dumnezeu. De aceea, subiectul acesta este unul pe care îl găsești presărat, nefiind expus într-o formă care să te oblige, fără drept de apel, la o conformare. Okay. Știi? Okay. Dar iarăși revenim la discuția noastră, da? Ține de subtextul, așa. Da, de ascultare. Uite, eu o să citesc câteva versete, nu știu dacă avem timp pentru toate. Dar oricum din toate aceste versete reiese faptul că Dumnezeu se opune, faptul că Dumnezeu nu se identifică cu în niciun fel cu bijuteriile. Uite. Bineînțeles, sunt scoase din context. Cine vrea poate ca să le citească, okay, mai în amănunt. Judecători, o capitol 8, spune așa, Gedeon le-a zis, am să vă fac o rugăminte, dați-mi fiecare verigile de la nas pe care le-ați luat ca pradă. Vrășmașii aveau verigi de aur, căci erau ismaeliți. Mie chestia asta mi se pare foarte tare, explicația pe care o dă ulterior Biblia. Gedeon le cere podoabele, dați-mi verigile. Ulterior, deci nu le ia ca să le folosească el. Da? Vedem din context că le ia ca să le schimbe în altceva. Să le, da? Dar detaliu, vrășmașii aveau verigi de aur, căci erau ismaeliți. Ismaeliții erau niște rude, să zic, mai îndepărtate ale evreilor, dar niște, să zic, un trib sau un neam apostaziat, să zic, sau un neam care nu era, nu-l urma pe Dumnezeu. Okay. Aceștia care nu erau cu Dumnezeu. Normal că purtau bijuterii, exact, pentru că nu erau cu Dumnezeu. Da, asta este, okay, explicația care mi se pare foarte logică. Un detaliu extraordinar aici. Da. Bun, merg mai departe. Iacov, da? Al treilea, da? Avram, Isaac și Iacov. Da? Avem așa. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Deci se purtau bijuterii în lumea biblică? Da. Se purtau. Se îmbătau oamenii? Da. Uh-huh. Aveau oamenii mai multe neveste? Da. Curveau. Ucideau. Uh-huh. Niciodată să nu luăm argumentele acestea că poți și eu să fac la fel.
nu? Dacă Noe s-a îmbătat, nu înseamnă că, uite, pot să mă îmbăt. S-a îmbătat Noe. Nu? Deci, trebuie să... Sau Lot a avut raporturi sexuale cu fetele lui. Incestul e ok, știi? E în regulă. Deci nu poți să tragi astfel de concluzii, nu? Dacă ești onest cu tine și cu Biblia, da? Deci, ce vedem aici este că acest popor al lui Dumnezeu în formare, pe care Dumnezeu caută să-l atragă și să le duce, să-l ducă în zona, să zic, de creștere și de a-l reprezenta curat în lume, e un popor cu defecte. Dar un popor care ușor, ușor este ajutat și conturat din ce în ce mai bine. În procesul acesta, Iacov spune familiei lui care avea influențele păgâne, le spune, scoateți-vă Dumnezei, îți dai seama, avea zei. La Dumnezei, statui, ce-o fi avut, înțelegi? Da, 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 da. Dați-le, aruncați-le. De ce? Pentru că noi ne vom lipi de un singur Dumnezeu, Dumnezeul din Betel. Și ce mai faceți? Vedeți cu bijuteriile cum faceți. Dați-mi-le înapoi și... Și le bagă în pământ. Mm-hmm. Bun. Moise. Dumnezeu a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat. Numai o clipă, dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat la muntele Horeb. Uh-huh. Vă rog, citiți contextul. Dumnezeu căuta să salveze poporul. Poporul încăpățânat cădea mereu în păcate, chiar în păcatul idolatriei. În mod normal, Dumnezeu trebuia să distrugă poporul acesta. Chiar îi spune lui Moise, la un moment dat, dă-te la o parte că îl nimicesc. Legal, putea să facă asta fără să fie condamnat Dumnezeu de ceva. Pur și simplu avea tot dreptul să facă. Îi trăznesc și termin cu ei. Și fac altceva. Da? Uh-huh. La fel ca un olar care încearcă să facă un vas, nu izbutește vasul, spune Ieremia, poate să-l strice sau îl strică și uh-huh. face altul. Uh-huh. Da? N-aș putea să fac și eu la fel? Întreabă domnul pe Ieremia. Stric vasul, fac altul. Iau un lut cum trebuie și cum va ieși. E, Dumnezeu lucrează totuși cu același material. Da? Dar, uite, caut să vă salvez și de data asta. Mm-hmm. Dar fii atent. Vreau un singur lucru de la tine. Purifică-te. Dă-le măcar peste de. Nu mai fi... Adică ești într-o stare în care ești sub condamnare. Și vii înaintea mea. Da, deci ești pasibil de pedepsa capitală. Și vii înaintea mea arogant. Vii înaintea mea cu atitudine dintre asta de păun, în care te afișezi, în care, pentru că podoabele astea sunt, da, îți etalezi până la urmă ceva care ține de aroganță, de mândrie, de eu. Poate că nu ești când porți ce cei arogant pe stradă, uite ce mare, dar ține, a face parte din zona aceasta a etalării. Înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care îți cunoști statutul, că Dumnezeu caută să te salveze, vezi, creștinismul în fundamental despre asta este vorba, Dumnezeu caută să-și face toate eforturile ca să scape omenirea. Omenirea habar n-are că el face treaba asta. Dar dacă ar înțelege care este statutul, ar călca altfel. Tocmai pentru că nu înțelegem care ne este statutul nostru real în fața unui judecător, da? Pentru că nu înțelegem condiția noastră, pentru că nu o pricepem sau nu vrem să o pricepem. De asta mergem în zona aceasta în care încercăm să ne detașăm de mesajul ăsta creștin, că suntem într-un context în care Dumnezeu caută să mântuiască și nu știe ce să mai facă să ne facă bine. Și atunci ne ducem, ne facem propriul nostru drum și ne simțim liberi să ne comportăm sau să ne etalăm oricum. Cum vezi în contextul versetelor ăstora, și aici aș vrea să ne oprim, dar cred că e un subiect foarte important, purtarea inelului de logodnă și a verghetei după nuntă. Știu că e la momentul ăsta o discuție aproape perimată în creștinism, în sensul că e acceptată în mare majoritate treaba asta. Cum vezi din scriptură sau din experiența ta treaba asta? Nu cred că este un lucru necesar. Ori vergheta, ori inel. Mă refer la ambele. Ok. Uh-huh. Ok. Este atât de frumos. E atât de frumos, dar să-l port, să văd, dai simbolul iubirii, știi? Tot ce frumos, știi? Ține de o chestiune foarte așa, să zic,
mai ales fetele, dar care sunt de visul acela de a fi logodită și de a avea... Mie mi-a zis o fată că ea nu se simte căsătorită, nu se simte luată dacă nu are inelul respectiv pe deget. În regulă, nicio problemă, nu condamnăm pe nimeni. Cred că este un lucru nenecesar. Și cred că legătura, acum referindu-ne, să zicem, la inel de logon, legătura dintre cei doi iubiți poate să fie, să zic, și să existe și să se dezvolte fără acest simbol. Da, în momentul în care mergi în zona aceasta, este un pic. Mm-hmm. Pe lângă inelul ăla vor apărea și altele, cu siguranță. Mai devreme sau mai târziu. Ăsta e de logon, ăsta este de primul an, vericheta e, nu știu ce, și dacă le tot le ai, de ce nu? Adică totul se poate avansa. Deschizi-o. Ok. Că rămâne acolo, că nu rămâne acolo, rămâne de văzut și treaba fiecăruia, să zic. Dar cred că este o zonă în care eu n-aș merge. Mm-hmm. Personal, n-am purtat, nu port nici verighetă, nici... Nu mă simt deloc... Păi și ce faci dacă femeile nu văd că ești căsătorit și poate, nu știu, uite, vor să... Am flirteze cu tine, de exemplu, în anumite medii. Am 17, aproape. 17 ani. De căsătorie? Da. Mulțumesc. Și niciodată nu mi s-a întâmplat chestia asta. Mm-hmm. Băi, niciodată. Acum, por o fi alte cauze, știi, dar... N-am avut niciodată problema asta. Ok, ok. Acum, este posibil ca un creștin credincios în contextul locului de muncă el să simtă că, într-adevăr, lucrul acesta ar fi o problemă serioasă, nu ce privește pe el, ci în ce privește mintea celorlalți sau societatea. Sau eu, de bine de rău, lucrez într-un context în care... Da, înțeleg. Nu am, chiar nu e cazul, nu? Și nu... Na, ca pastor nu por verighetă că să știi, înțelegi? Adică nu am... Adică la muncă n-ai nevoie de treaba asta. Bun, dar poate că dacă ești într-un colectiv sau, nu știu, mergi, firma te trimite în tot felul de training-uri și tot felul de lucruri care te lovești de mereu de oameni noi și de... Și oameni care se uită la lucrul acesta și, nu știu, în funcție de asta se raportează la tine, da? Poate că lucrul acesta este eficient, practic, pentru zona aceasta, ca să eviți anumite situații stânjenitoare, neplăcute, știi, prin lipsa verighetei. Unii creștini optează pentru treaba aceasta. Nu îl pot judeca, nu-i pot spune că nu face bine. E un singur lucru, apropo de principiu. Dacă urmărești chestia asta, și vrei ca să fie un mesaj pentru colectivul la care să nu fie situații neplăcute de la lipsa verighetei, ok. Mm-hmm. Dar cred că este o chestiune excepțională. Nu? Strict funcțională, funcțională, nu ornamentală. Funcțională, adică nu o port ca altceva, ci pentru un motiv pragmatic și pentru o protecție, să zic. Ok. Să zic și eu, la un moment dat m-am lovit de treaba asta în discuții, diverse discuții cu tinerii și mi-a spus un băiat la un moment dat și mi-a zis-o așa deschis, zice, băi, eu cel mai bine am agățat cu vergheta pe deget. Acum nu vreau să judec nici într-o direcție, nici în alta, ce a spus el. Da, e foarte, foarte larg, se deschid multe ferestre, dar vezi el asta că, a spus. Vezi că ajungem din nou la ce în inima ta, știi? Că poți să faci lucruri, știi? Poți să faci niște lucruri din motivații total, tot soiul. Da, de tot soiul de motivație. Exact. Da? De asta revenim la poate la lucru pe care am tot insistat, și anume că aici în principii, nu în regulamente sau în reguli clare, în principii se vede cine ești. Aș pune mare preț pe discuția noastră plecând de la acest gând, că în principii se vede cine ești. Și, ce vrea inima ta. Exact. Pe cine spre ce te îndrepți, care e bias-ul, cum zic americanii, știi? Da. Da, e foarte interesant că am stat și m-am gândit la un moment dat la treaba asta și am zis, ok, dacă eu de o verghetă am nevoie sau de un inel, am nevoie.
ca să fiu fidel soției mele sau ca într-un anumit mediu să-i arăt, da, persoanei față în față cu mine că eu sunt căsătorit, păi e o problemă. E o problemă. Pentru mine, da? Vorbesc. Și nu sunt, n-o să fiu pastor. Spuneam chestia asta doar nu pentru persoana, nu cred că persoana care poartă verigheta. Exact. Pentru celălalt. Exact. Pentru mintea lui, pentru așteptările lui, pentru ca să nu se așeze într-o situație stânjenitoare. În sensul ăsta, nu cred că funcțional vorbind, există un mediu, uite, chiar am auzit pe cineva care spunea la un moment dat că, băi, uite, soția mea la muncă, da, lucrează în mediul universitar și i s-a spus acolo, vezi, dacă nu porți verghetă, înseamnă că ești disponibilă și că n-ai o relație foarte bună cu soțul tău. Și atunci a optat să poarte vergheta doar la locul de muncă și apoi și-o scoate pentru că nu e necesar. Deci sunt chestiuni, adică e clar că nu trebuie să fim absurzi, adică optezi pentru o flexibilitate. La asta m-am referit și motivația este una foarte biblică, nu? Exact. Pentru că omul acela caută, să zic, să fie cât se poate de curat înaintea lui Dumnezeu și atunci ține cont de niște cutume ale societății în care se află. Culturale. Sunt culturale, da? Și se adaptează, în același timp rămâne, să zic, fidel, da? Principiilor. Da. Și acum vreau să te întreb ultimul lucru care cred că e definitoriu. Dacă sunt băiat sau fată și îmi dau seama că lucrurile astea poate nu sunt bune, fie purtarea de bijuterii, fie am o anumită îmbrăcăminte care simt că nu e în acord cu creștinismul, dar totuși îmi place inelul ăla cum arată, îmi place lănțicul, îmi place haina, fusta, îmi plac blugii din aia rupți, făcuți în toate feluri, îmi place să fiu excentric, îmi plac chestiile astea. Care e primul pas și al doilea și al treilea ca să pot să ajung plăcut lui Dumnezeu și pe zona asta? Fără judecată, fără etichetare, pur și simplu sunt un tânăr sincer care vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Dar îmi plac lucrurile astea. Uite, cred că mulți tineri au, să zic, această tensiune. Mai mult sau mai puțin, dar faptul că, băi, nu caut să ajung în zona aceea lumească, vreau să, da, chiar am o problemă asta cu cum mai bine ai spus tu, da, cu faptul că sunt atras foarte mult, îmi place foarte mult chestia asta și cumva o simte cumva nevinovată, știi? Cum ar putea să facă să nu-i mai placă? Cum ar putea, nu știu, să găsească exact resortul necesar să se debaraseze de zona asta și să nu mai fie o atracție? Dacă mintea lui este convinsă că nu este bine, dar plăcerea îl împinge să facă lucrul acesta, asta este o, să zic, o situație. Ok. Dacă el nu este convins în mintea lui, atunci lucrurile stau diferit. E mai complicat. Că nu e conștient de asta. Și nici nu va face vreo schimbare. Nu va face. Okay. Dar dacă el este convins că nu este chiar în regulă și că ar fi bine să se ducă într-o altă zonă și totuși rămâne partea asta de plăcere pe care ar vrea să o gestioneze mai bine, cred că poate cel mai bun lucru, să zic, practic, ar fi ca să aibă un timp mai consistent, un timp mai atent, cu Dumnezeu. Te referi la devoțiune, la studiu? Da, în zona aceasta în care Eu cred în chestia asta că suntem schimbați prin vedere. Uh-huh. Adică ceea ce privim ne schimbă. Ok. Și cred că dacă petrec un timp meditând, gândindu-mă la Iisus, lucrul acesta mă ajută. Știi ce mă ajută? În primul rând mă convinge că simplitatea este extrem de frumoasă. Pentru că Dumnezeu este simplu. Dumnezeu, eu cred că o să fim extrem de uimiți de simplitatea lui Dumnezeu atunci când, potrivit cu speranța creștină, îl vom vedea. Dumnezeu este foarte simplu. Dar frumusețea lui Dumnezeu este neîntrecută. Iisus Hristos, despre el se spune în psalmul, nu, în Isaia cine știe, spune că el era cel mai, da, schimonosit era fața, da, cel mai disprețuit dintre oameni,
având în vedere, să zic, momentele sale de durere și de suferință. Dar în Psalmul 45 se spune că era cel mai frumos dintre oameni. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Eu cred că Iisus a fost un om frumos. Un om frumos tocmai în simplitatea și în puritatea cu care El s-a manifestat când a fost pe pământ. Și lucrul ăsta s-a văzut în caracter, s-a văzut și, cred, pentru cei care l-au putut privi și pe chipul său. Cu cât privesc mai mult la Iisus, cu cât petrec mai mult timp cu El, cu cât îl iubesc mai mult, cred că se vor rezolva toate celelalte probleme. Dacă eu încerc să scot apa din casă în urma unei inundații și nu închid robinetul mai întâi, depun un efort care s-ar putea să nu aibă nici sens prea mult. Inutil și frustrant. Și frustrant și la un dat să obosesc, să spun, băi, de-aia mai lăsați-mă în pace. Voi cu ale voastre, eu cu ale mele. Dacă aș umbla la sursă, la miez, la miezul problemei, cred că mi-ar fi mai simplu după aceea s-a rezolvat de la sine cumva și celelalte lucruri. Eu cred că un tânăr care îl descoperă pe Iisus în mod autentic nu se va mai lupta atât de mult cu lucrurile astea. Se își vor găsi foarte multe probleme, își vor găsi locul lor, se vor organiza foarte bine în viață. Dar trebuie să ai această legătură care vine de acolo. Dacă nu ai, auzi, dacă nu te convinge Iisus, oricine care te convinge o face poate pentru moment sau forțat. Nici podcastul ăsta n-are scopul de a convinge pe cineva de ceva, ci are scopul pur și simplu de a ridica la voleu din nou o întrebare și de a te determina să studiezi tu mai mult pe cont propriu, dacă ești dornic să fii aliniat și pe zonele astea cu Dumnezeu. Crezi că ai putea la final să ne lași amprenta ta în studio? Cum? Și nu pe masă, că pe masă deja ai lăsat-o. Da, multe amprente. Și e bine. La fel și noi. Cred că dacă ne uităm aici, sunt amprentele tuturor invitațiilor, știi, de-a lungul timpului de când am început. Noi am optat pentru varianta asta de a ne oferi fiecare invitat semnătura lui pe tablou. Și avem deja câteva semnături. Okay. Avem un marker și dacă vrei să îți lași oriunde, da, pe tablou, semnătura ar fi super. Okay. Pentru că noi credem în ideea asta de conversație, de a duce lucrurile mai departe. Un fel de moștenire, așa, știi? Că simți că oamenii care au trecut pe aici și au lăsat amprenta pe lângă discuție și așa, fizic, știi? Ok, mersi. O să rog pe Octavian să ne dea, cred că e undeva lângă laptop, așa, un marker. Și mersi mult. Ia uite. Perfect. Mulțumim mult. Eu mă uitam să văd și într-adevăr că a spus Denis la un moment dat, i-a spus doamne profesor, zice că e greu de plagiat și asta e greu de plagiat. Cred că asta e ideea unei semnături. Mă bucur mult că am fost împreună, vreau să... Mai nu știu cât de eficient a fost, să zic... Vedem. Sper să fie totuși vedem folos. Vedem în comentarii și în întrebările pe care le au tinerii, dar am o singură rugăminte. Tu cel care ne urmărești, nu ezita să ne scrii sugestii. Chit că ești de acord sau nu cu ce s-a discutat aici. Întrebări, chiar feedback-uri și cred că și pe tine te ajută, sigur, Ovidiu. Sigur că... Iar dacă avem anumite întrebări, ai fi dispus să răspunzi la ele și apoi să le trimitem către tineri? Da. Îmi spui ce trebuie făcut și... Ok, super. Mulțumim tare de tot că ești aproape de noi. A fost un maraton și sperăm că te-ai regăsit în ceea ce noi am discutat. Dacă a fost de folos pentru tine, nu ezita să... transmis mai departe și prietenilor tăi. Îți mulțumim mult că ești fie pe canalul nostru de YouTube sau ne asculți pe orice aplicație de podcasting și sperăm că discuțiile astea te clădesc și pe tine așa cum ne clădesc pe noi, cei care facem parte din ele. Mersi tare, Ovidiu! Cu drag!